a patra ediție, apărută anul acesta, la începutul anului, și se bucură de oarecare succes. Domnul Puric, de câte ori mă întâlnește, îi place o poezie care sunt obosit de atâtea vise albastre, de lumi închipuite și de astre, de zări adânci și limpie, sunt sătul, m-am înfructat din ele, cred, destul. Și sunt cimitir de doruri neîmplinite și de păcate nepăcătuite, și așa mai departe. Și voi termina spunându-vă o poezie care, pe care mi-o recit și astăzi aproape ca pe rugăciune. Poezia se cheamă Teamă și zic, mă înfior și îmi pare rău nespus la gândul că acest urcuș pe care de atâta vreme urc fără încetare se va sfârși și voi ajunge sus. O teamă mă cuprinde că o să înving și ajuns în piscul năzuinții mele, nu-i mai avea deasupra cer cu stele spre care să răvnesc și o să mă sting. Nu să mai am de ce să mă înfior și nici de ce vibra ca până acum, sticlos și rece străluci voi numa, fără de năzuinți, fără de dor. Uitate într-un colț ori ruginii și sclipitoare de marmuri și spada, că-și sus în pisc se va sfârși balada, frumos și bine, dar se va sfârși. Asta l-a făcut Marcel Petrișor și zice, ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Când, uite că n-ai învins și nu știu dacă am învins sau că sunt un învins, dar eu am momente când mă consider un om sfârșit, dar am și momente când și tot poezia mă scoate din acest impas, momente când îmi revine încrederea, cum este momentul acesta când văd că Claudiu a găsit, nu știu cum am văzut, a găsit un model. M-a pus printre, nu știu dacă merit să fiu considerat model pentru cei din jurul sunteți meu. Sunteți unul din 13.